Da. Putem începe? Bună ziua, în primul rând vă mulțumim pentru cel mai frumos cadou pe care ne-l puteți face, timpul dumneavoastră. Nu cred că este productiv sau eficient să te lauzi cu ceea ce faci. Mai bine este să faci lucrurile să se întâmple și ulterior comunitatea, opinia publică să reacționeze pozitiv sau negativ. Nu vrem să fim ca găina Babei din poveste, ca Ion Lungu și Lucian Harșovski, care după ce fac o mărgică cotcotăcesc o săptămână, exact ca în poveste. Dar în ultimul timp am observat că postacii pe bani publici ai lui Harșovski și ai lui Lungu au o temă. Consilierii locali PSD nu au făcut nimic, nu au propus nimic, nu au avut inițiative. Și din acest motiv am să rog pe colegul meu, Gabriel Buceac, consilier local, locuitor al Sucevei, un consilier local care cunoaște bine realitățile Sucevei, să vă prezinte câteva dintre inițiativele grupului de consilieri locali ai PSD Suceava, inițiative care absolut toate au fost respinse de către majoritatea PNL, PMP, ALDE și ulterior promovate ca și cum ar fi fost idei și inițiative ale grupului PNL. Te rog frumos, Gabriel. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu foarte frumos pentru prezență. Ne-am văzut de ceva timp, însă sper că această conferință de presă să fie începutul unor întâlniri mai dese. Pe vremea când încă nu eram consilier local, ci eram doar președinte al organizației municipale de tineret din Suceava, APS de Suceava, eram mereu contrariat de ce nu văd pe ordinea de zi de la Consiliul Local proiecte depuse, propuse de către cei de la PSD sau să văd proiecte implementate de către cei de la PSD. N-am știut atunci ce se întâmplă, credeam că acolo toată lumea colaborează, că toată lumea este în regulă și lucrul ăsta s-a devenit de-abia după ce am ajuns și eu consilier local, când m-am izbit de niște ziduri, poate puțin tel mai groase decât zidurile cetății Sucevei, ziduri de care cu siguranță s-au izbit și colegii consilieri locali care au fost înaintea mea. Și de ce spun aceste lucruri? Pentru că am pornit foarte curajos, cu foarte multe inițiative, cu foarte multe discuții cu primarul, cu ceilalți consilieri locali din alte partide, încercând să aduc la cunoștință problemele care sunt în municipiul Suceava și, bineînțeles, să se și întâmple ceva fizic, adică acele probleme să fie rezolvate. Nu a fost chiar așa. Din păcate, lucrurile au decurs total diferit față de ceea ce aș fi vrut să se întâmple. Și am să vă dau ca și exemplu, toate că au fost mai multe proiecte, doar 4 dintre ele. Unul la care am lucrat foarte mult și care am ținut îndeoseb să fie realizat este vorba despre o aplicație a municipiului Suceava, oficială a municipiului Suceava, Suceava City App. O aplicație despre care am vorbit încă din anul 2017, când eram în primele luni de consilier local. O aplicație pe care am văzut mai multe municipii din România, cei care doresc să facă ceva pe partea de turism. Și în martie 2018, după mai multe discuții și colaborări cu experți în turism, în domeniul administrației, am încropit un proiect de hotărâre de consiliu local și l-am depus pentru a fi prezentat pe masa Consiliului Local. Bineînțeles că nu a fost aprobat. Cu toate că noi în acel proiect am cerut să fie prezentate cât mai multe segmente cu care cetățenii se întâlnesc în fiecare zi. Turiștii care vin în municipiul Suceava, de asemenea, să poată fi ajutați cu această aplicație. Să fie un mod de colaborare între primărie, Consiliul Local și cetățeni, pentru că prin această aplicație ar fi putut cetățenii să facă sesizări cu problemele care sunt în municipiul Suceava, iar noi, cei din Consiliul Local și cei din primărie, să putem să-i ajutăm acele probleme să fie rezolvate. Bineînțeles, ar fi fost și mai frumos dacă proiectele care sunt în dezbatere publică la primăria municipiului Suceava,
erau și ele prezentate pe această aplicație, astfel încât oamenii să știe mereu ce este în dezbatere publică, pentru că în ziua de astăzi nu știe aproape nimeni ce este în dezbatere publică. Este pus undeva pe un panou în primărie, dar cu siguranță nu merg 98.000 de oameni în fiecare dimineață la primărie, stau în fața ușii să vadă ce s-a mai pus acolo și ce se mai întâmplă prin municipiul Suceava. S-a întâmplat ca să fie anumite proiecte puse în dezbatere publică, să nu fie adus la cunoștința publicului și după aceea, când au venit oamenii să se plângă de acea problemă, de exemplu că se construiește un bloc lângă casa lor, să spună, da, a fost în dezbatere publică. Unde? Pe panou la primărie. Păi și noi trebuie să știm lucrul ăsta. Această aplicație ar fi fost un mijloc de comunicare între primărie și cetățeni. Bineînțeles, nu a fost aprobată. Motivațiile celor de la serviciul de specialitate au fost mai multe, legate în primul rând de faptul că primăria momentan, adică cea în 2018, nu deține aparatura necesară pentru a putea face mentenanța unei astfel de aplicații. Ori că nu vor putea implementa această aplicație, pentru că acolo eu cerusem de asemenea, împreună cu colegii mei, să fie prezentate locurile de parcare de municipiul Suceava. Sunt aplicații care pot să-ți spună unde poți găsi loc de parcare liber. Și această aplicație putea să ne ajute și în acest aspect, pentru că știind unde găsești locul de parcare liber, nu vei mai sta prin trafic să te învârți să cauți un loc de parcare, ci vei merge direct acolo. Asta va ajuta la fluidizarea traficului din municipiul Suceava. Neavând toate cele necesare pentru a se face această aplicație de către cei de la primărie, a fost, bineînțeles, refuzată, nici măcar nu a fost acceptată ideea de a se lua pe viitor această aplicație și iată că asta a fost în 2018. De atunci n-a rămas așa. De mai multe ori am încercat să readucem această idee cu aplicația oficială a municipiului Suceava. A fost mereu refuzată, răspunsurile au fost evazive, negative, dar nu întâmplător. Pentru că anul acesta, la Târgul de Turism al României, domnul viceprimar Hașovski a lansat o aplicație oficială a municipiului Suceava, Suceava City App. Culmea că sună cam la fel, cu același nume care l-am cerut și noi acum un an și jumătate. Foarte bine, am trecut foarte repede să o descarc, să văd despre ce este vorba și este foarte simplu. Această aplicație nu este o aplicație. Este de fapt o oglindire a unei pagini web. Deci, practic, un student putea să facă acest lucru, sau un elev foarte bun la informatică, să facă o pagină web în care să prezinte câteva obiective din municipiul Suceava și foarte evaziv și foarte scurt acea prezentare, să mai pună, cum a spus un coleg de-al dumneavoastră, imagini de la, pe la Botoșani, să facă câteva pagini acolo diferite și câteva redirecționări către alte site-uri și cam atât. Și după aceea să fie pus într-o aplicație. Deci ceea ce este acum această aplicație Suceava City App nu este o aplicație. Dar suma care s-a cheltuit, de cea de 10.000 de euro, este destul de consistentă. O sumă care, dacă se făcea cu o firmă care să facă într-adevăr o aplicație și nu o pagină web, poate era altfel cheltuită. Bineînțeles că am mai spus că vor face încă o aplicație pe lângă cea oficială, cea care este acum, asta este turistică, încă una pentru sesizări. Nu înțeleg de ce să faci două lucruri când poți face unul singur și sănătos. Ceea ce am cerut noi. Și am luat și exemplul celor de la Sibiu. Ne-am uitat și la alte municipii, cum este Bacău sau altele, să vedem cam ce fac ei, cum au. Au o singură aplicație, una bună și sănătoasă. Și atunci când noi am gândit acel proiect de hotărâre, nu l-am gândit doar noi consilieri locali. Am vorbit cu oameni care lucrează în turism, cu oameni care lucrează în administrație, cu oameni care lucrează în sănătate și am gândit astfel încât acea aplicație să cuprindă toate aceste lucruri. De exemplu, vine un turist în Suceava și are probleme în sănătate. Are nevoie să meargă la o farmacie non-stop. Unde află el? De unde află el? Unde sunt farmacii non-stop? Pe Google. Și dacă nu are internet, dacă era aplicația, era mai bine. Sau cu parcările. De asemenea, să poată să meargă să parcheze direct acolo. Erau niște lucruri care putea să-i ajute. Ei, cea cu sesizările. Noua aplicație era vorba să fie lansată anul trecut, în anul 2018, așa a spus domnul viceprimar Hașovski. Suntem deja la sfârșitul 2019, încă nu este această aplicație lansată. Probabil mi-a dat seama și de ce nu se întâmplă acest lucru, pentru că și-a dat și ei seama că sunt foarte multe probleme în municipiul Suceava. Dacă acum cineva, adică ei,
vor lansa această aplicație, Suceava Alert sau cum se numea, oamenii vor începe să facă sesizări, să spună, este groapă pe strada mea, pe strada mea nu sunt tăiați copacii, pe strada mea este noroi, pe strada mea este cu tare problemă, nu avem lumină, nu avem autobuze conforme, etc. Și aceea, bineînțeles că nu vă face față la toate sesizările care vin din partea populației. Deci, cam asta este, din păcate, mentalitatea administrației din municipiul Suceava. Una a orgolilor, una a câștigării unui capital politic și un capital de imagine, ci nu una care să fie în folosul cetățenilor. Să ne gândim cum putem pe ei să ajutăm și să fim cât mai aproape de ei. Bineînțeles că asta nu este singurul caz. Am mai fost, vă mai spun trei, așa pe scurt. Este vorba despre un proiect de hotărâre care am depus în 2017, în septembrie, în care am cerut ca pădurea Zamca, ceea ce aparține de municipiul Suceava, să fie făcută pădure parc. Proiectul a fost depus de noi, a fost pus în ordinea de zi suplimentară, nu în cea normală, da? Cea ordinară. Acolo a fost pus un proiect al lor, care era exact la fel ca și al nostru, doar că avea pe lângă Zamca și șipote. Noi pe vremea aceea și nici în ziua de astăzi nu avem încă șipotele. Adică nu poți să spui în 2017 că vei face pădure parc în șipote, că nici măcar nu este al tău. Pădurea Zamca, o parte din ea aparține municipiului Suceava, 15 hectare. Apoi, un alt proiect este cel legat de reducerea la pensionari, la transportul public local. În 2018, în luna februarie, am cerut acest lucru în cadrul ședinței de Consiliu Local, pentru că atunci s-a hotărât să nu fie reduse aceste abonamente la transportul public local. Domnul primar a anunțat de mai multe ori faptul că guvernul PSD este de vină că nu vor fi reduceri la transportul public local din cauza că a tăiat din veniturile pentru fiecare primărie și va pierde undeva la 7 milioane de euro. Și peste o lună, iată că vine el cu aceeași idee, așa, cu același proiect, acela de a face o reducere pentru pensionari la transportul public local de 50%. Probabil între timp a venit banii de la guvern. Și ultimul proiect, cel care a fost aprobat datorită unui vot surpriză din partea unui consiliu local PNL, cel legat de drapelurile care sunt lângă statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ei, acest proiect a fost depus de noi în luna septembrie 2018, a fost aprobat. Acolo am specificat foarte clar înălțimea catargului, cât de mare trebuie să fie steagul, cât de lat, cât de lung, etc. Și bineînțeles că a fost făcut așa, într-o mini-formă față, pentru că la noi cam totul este mini. Mini-stadion, mini-centură, mini-filarmonică, și acum și mini-drapeluri. A făcut steagurile cam, să spun, la un sfert din cât le ceruse noi. Pentru că mi-a spus că acel catarg să fie de 50 de metri înălțime, l-au făcut de 8 metri înălțime, 8 sau 10 metri, până pe acolo. Și de ce? Pentru că, spunea cineva, nu am să spun aici, să nu fie furată cireașa de pe tort. Ăsta a fost motivul. Deci nu era important ca steagul României să se vadă la distanță și toată lumea să se mândească de acest lucru, ci să nu fie furată cireașa de pe tort. Pe cine spunea Gabi? Domnul primar. Domnul primar. Asta a fost motivul principal pentru care nu s-a respectat acel proiect de hotărâre. Bineînțeles că mai sunt multe. Este și cel cu parcarea de lângă primărie, care trebuia să fie făcută cu plată și a fost aprobată în Consiliul Local și nu a fost, dar asta a fost ideea unui coleg de la ALDE. Și am avut și cel care este cu pasajul de la, din zona Shopping City, numai că acolo, înțeles că cineva parchează în continuare pe intrarea care trebuie să fie deschisă pentru cetățeni. Nu sunt acolo prezentate avizele pentru acea conductă care trece prin acel pasaj, etc. Și dacă tot am spus de târgul de turism, uitați-vă cu ce mergem noi la târgul de turism din România în anul 2019. Ei, această mapă, această hartă, că este o hartă, de fapt, a municipiului Suceava, nu știu dacă a fost, mi se pare, făcută între 2008 și 2012. Nu știu să spun anul, pentru că am căutat să văd când a fost făcută, nu este scris tirajul și anul. Noi mergem în 2019 cu aceleași materiale care au fost prezentate de acum 10 ani. Și am cerut acest lucru
să fie modificate, să fie făcute unele noi, este făcut doar cel cu destinații de excelență și cam atât. Harta Sucevii, în afară de asta, este cea mică, la fel, care e făcută încă din 2008 și cam atât. Nu mergem cu nimic fizic, dar ne prezentăm acolo 4-5 oameni pe banii municipiului, da? Mergem acolo, stăm puțin tel la stand, ne mai plimbăm puțin prin oraș, după care venim acasă, totul este bine și frumos. Am cerut un raport public din partea primăriei pentru aceste plimbări la Târgu de Turism. Că te duci până la București, nu e mult. Dacă mergi până la Madrid, până la Berlin, până la Viena, până la Londra, pe banii municipiului, aș vrea și eu să știu câți turiști au venit de acolo. Vreau să știu și eu câți spanioli, câți englezi, câți nemți au fost prin Suceava. În afară de festivaluri, la care tot vin, pentru că alea sunt proiectele altor persoane. Și pe lângă astea, la ultima ședință de Consiliu Local, a fost vorba despre o alocare de fonduri suplimentare pentru cei care lucrează în Departamentul de Fonduri Europene. 36.000 de lei. M-am bucurat, am spus în sfârșit, Doamne, ăștia vor munci mai mult. Dacă primesc mai mulți bani, clar, vor să fac mai multă treabă. Și am întrebat și eu, așa curios, dacă vor accesa cei 15.000 de euro pe care acordă Uniunea Europeană pentru internet gratuit în spații publice. Un program lansat acum 2 ani, se numește Wi-Fi for You, a fost lansat de către Uniunea Europeană, 13.000 de comunități din toată Uniunea vor putea beneficia de acești 15.000 de euro ca să pună internet gratis în parcuri, în autobuze, oriunde vor. Atunci când a fost acest proiect lansat, am aflat de la un coleg de la București, l-am sunat pe domnul primar. Ăsta a fost primul lucru care l-am făcut. Domn primar, este un proiect, 15.000 de euro, putem pune internet gratis în parcuri. E prea puțin pentru municipiul Suceava. A spus, poate chiar așa o fi. Însă, la prima prezentare a acestor sponsorizări din partea Uniunii Europene, m-am uitat să văd. Oradea, București, Timișoara, Constanța, Brașov, din câte știu, sunt mai mari decât Suceava. Pentru ei, acești 15.000 de euro n-au fost puțini. Și sunt multe alte municipii mai mari decât Suceava care au luat acești bani și au făcut ceva cu ei. La noi, la Suceava, nu se face acest lucru. Chiar și la ultima ședință am întrebat de ce nu se face, mi s-a spus că, de asemenea, au vrut să lase întâi alte localități mai mici să ia acești bani și după aceea poate vor depune și ei. Dar e mai bine să susținem antreprenorii. Tocmai de asta, culmea că apare în acel buget participativ, apar două proiecte de internet gratuit în spațiu public, unul de vreo 8.000 și altul de vreo 7.000, adică cam tot vreo 15.000. De ce să luăm 15.000 de la Uniunea Europeană să facem ceva? Mai bine cheltuim din banul public, că doar se practică. Bun. Sper însă că noul an electoral o să ilumineze și vă schimba atitudinea și vor mai implementa și din ceea ce propunem noi consilierii locali PSD, ALDE sau care mai fi, așa, nu doar ceea ce propun liderii noștri, dar doar sper, pentru că este an electoral. Mulțumesc! Mulțumesc. Sigur! Îi acuzați pe liberal când zice că primarul Ioan Lungu și pe Harcovski că v-au copiat inițiative da. De hotărâri? Da. Și de ce spuneți că de-abia acum, în 2007, a început ceva în 2008? Păi am prezentat și atunci. Am pus și pe Facebook, am făcut... Da, da, am pus... Deci mereu, și chiar când a fost această aplicație lansată, pe pagina de Facebook personală, imediat am și... scris despre acest lucru. De asemenea, am și comentat la toate postările și pe site-urile de presă și la postările... Instrumentul comunicatului de presă. Eu n-am cum să mă uit pe site, pe pagina de asta. Poți, cum dacă vrei, te uiți. Nu-i comunicare oficială, da, deci, pagina de asta. Am înțeles. Okay. Domnul Bușdei, cel mai bun manual din care învățăm sunt greșelile noastre. Dacă cred că este o greșeală pe care nu putem asuma faptul că nu am comunicat destul de eficient și la timp derapajele lui Lungu și a prințului moștenitor, de acum vom comunica mai eficient. Da, s-a încapăt, nu-mi place. Da, preferește. Ați văzut vreodată parte din delegația care a reprezentat
Suceava la târgurile acestea de turism sau vreun consilier PSD a fost vreodată invitat nu. Să meargă? Sau nu. Există o practică în sensul acesta sau merg doar angajații? Nu știm care este practica exactă, cum sunt acești angajați selectați, pentru că până anul acesta, în luna august, municipiul Suceava, primăria municipiului Suceava avea doar un singur angajat pe partea de turism. Și la insistențele mele, chiar pot să spun că este o realizare a mea, pentru că în iulie a fost prezentată organigrama pentru primăria municipiului Suceava și noi am respins-o cerând ca să fie făcut un serviciu de turism în municipiul Suceava. Și a fost respins acel proiect și a revenit în luna august, da, cu un serviciu de turism în care să fie nouă angajați. Dacă vrem să creștem partea de turism, trebuie să avem oameni care să fie specialiști pe lucrul ăsta și să avem un serviciu. Să angajați sau specialiști? Să fie angajați ai primăriei, e important. Pentru că bine, să fie bine, să fie specialiști în turism. Dacă până acum nu au fost sau nu a fost un singur angajat la turism, de unde veneau ceilalți care reprezentau? Probabil din alte departamente. Vin din alte departamente. Deci nu vin din departamentul de turism, ci din alte departamente. Nu. Mergeam un singur angajat de la primărie, vă zic, la Târgul de Turism, restul mergeau cei de la Consiliul Județean. Mai sunt și de alții. Nu, am mers de la alte departamente. Îs vreo 4-5 de la salubrizare, de la transport. Nu prea stăteau pe la stand, aveți dreptate. Deci la stand erau cei de la Consiliul Județean, plus singurul angajat al primăriei la departamentul turism. Ceilalți nu prea stăteau la stand. Erau de asta nu se știe, probabil. În excursii. În turism? Da, în turism. Ați avut vreodată o discuție cu Lucian Marșovski pe tema aplicației Suceava City App? Da. O discuție în care se spuneți... O discuție... Acum, de exemplu, conferința de presă, că nu sunteți de acord cu faptul că vă copiază proiectul. Da, chiar anul acesta, în luna septembrie sau octombrie, am avut discuția cu el, înainte de ședința de Consiliu Local, i-am spus că nu este frumos ceea ce s-a întâmplat, faptul că acest proiect care l-am făcut noi a fost refuzat și îl fac ei. A zis că e important că se face și am spus, da, dar măcar să se facă cum trebuie, pentru că ceea ce este făcut acum, numai aplicație nu se numește. A fost foarte scurtă. Nu vă vorba de spălat bani, pentru că suma e de doar 10.000 de euro. Este vorba de faptul că nu va avea utilitatea. Atât timp cât acea aplicație nu aduce la cunoștința oamenilor cât mai multe lucruri și nu îi ajută pe ei în ceva anume, o faci degeaba. Momentan sunt 500 și ceva de descărcări. Adică e foarte puțin. Foarte, foarte puțin. O ultimă întrebare pentru partea mea. Dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, cum credeți că se desfășoară în momentul de față comunicarea dintre suceveni și primăria municipiului Suceava? O descriere? Invers. E foarte prost. Foarte prost. De ce spun lucrul ăsta? Adică mă cresc între administrația locală și cetățeni. Foarte prost. Pentru că mai mulți oameni au vorbit cu mine, cu alți consilieri locali ai PSD, în care și-au prezentat nemulțumirea legată de faptul că nu sunt primiți la audiențe, faptul că depun anumite cereri la legislatură și sunt uitate acolo și nimeni nu îi mai ajută. Este foarte greu chiar și pentru noi consilieri locali să comunicăm. Vă spun că încerc deja din luna martie să întabulez o stradă a municipiului Suceava. Deci ea momentan nu este întabulată, aparține municipiului Suceava și nu este întabulată pe municipiul Suceava. Și trebuie să mă duc de 10 ori la serviciu de străzi, la fond funciar, să văd ce s-a mai întâmplat. Ați mai făcut ceva? Se mai întâmplă ceva cu acea stradă? Așteptăm și noi mai departe răspunsuri. Mai sunt întrebări pentru Gabriel? Mulțumesc, Gabriel. O să ne vedeți acolo unde de mărășești sau... Da, acum, sau... Da, când ajung eu la spunctul okay. Respectiv. Bine. Acestea au fost doar câteva dintre exemplele care ne arată că Ioan Lungu și Prințișorul Moștenitor nu sunt nimic altceva decât niște ipocriți. Aceasta este descrierea ipocriziei. Cu voia dumneavoastră voi continua pe aceeași temă, ipocrizia cuplului Lungu-Hașovski.
Bugetul participativ pe care îl tot vântură pe la conferințele de presă Lungu și Hașovski este de fapt o mascaradă. Anul acesta, comunitatea nu a fost participativă la acest buget, pentru că pur și simplu comunitatea nu mai are încredere în proiectele și promisiunile cuplului Lungu Hașovski. Propunerile pe care le vedeți în gluma de proiect participativ sunt de fapt făcute de către angajați în aparatul public care au fost puși să facă acele propuneri pentru că nu veneau propuneri din partea comunității. Și atunci trebuie să vedem de ce comunitatea nu este participativă, de ce comunitatea nu răspunde solicitărilor de a avea idei la un așa zis buget participativ. Și credem că, în primul rând, cei care administrează Suceava trebuie să ia măsuri care să ducă la dezvoltare. Până acum s-au luat doar măsuri populiste. Când, de fapt, oamenii așteaptă măsuri care să ducă la dezvoltare, chiar și nepopulare. Este mai bine să iei niște măsuri nepopulare, dar care duc la dezvoltarea comunității, decât să iei doar măsuri populiste. Pentru că, ulterior, populația va înțelege că ai fost nevoit să iei niște măsuri nepopulare și, după ce înțelege, devine participativă. Și aș vrea să vă dau un exemplu de măsură nepopulară care poate fi înțeleasă, care va fi înțeleasă de către comunitate și apreciată. Și aș vrea să vorbim despre eternul proiect al parcărilor de reședință. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Europa, ceea ce se întâmplă în orașele civilizate din România, soluția este una singură, dezvoltarea pe verticală. Și singura soluție viabilă pe care am văzut-o în alte orașe este demolarea garajelor existente și pe locul rămas să se construiască parcări supraterane. Un alt exemplu pentru că este evident, vor fi câteva sute de nemulțumiți și aici trebuie să găsite soluții. Cei care au garaj eventual pot primi două locuri de parcare în parcările supraetajate. Soluții se pot găsi. Important este să ai curajul să iei măsuri nepopulare, să ai 100 sau câteva sute de nemulțumiți, dar ulterior să ai mii de oameni mulțumiți și să rezolvi o problemă. Pentru că după ce rezolvi problema parcărilor supraterane, și în Suceava noi am identificat câte două locații în Opcii, două locații în Georgenescu, o locație în centru, două locații în Arin, două locații în Burdujeni. După ce tot acest haos este transformat prin progres în ordine, lumea înțelege disconfortul pe care l-ai creat. Și după ce construiești parcările supraterane, degrevezi toate străduțele și spațiul verde de mașinile care acum nu au, pur și simplu nu au unde să fie parcate, oamenii sunt disperați. Și după ce degrevezi spațiul verde de mașinile care îl ocupă de nevoie, poți reda Sucevei spațiul verde și copacii și zona care a fost hăcuită în ultimii 15 ani. Deci, construcția de parcări supraterane duce la fluidizarea traficului și la redarea spațiului verde către suceveni. Și aici vreau să atingem un pic ipocrizia. Cei care au
te-ai frișat Suceava ultimilor ani și avem aici câteva exemple de zeci de copaci tăiați de pe domeniul public pentru a crea niște locuri de parcare, pentru a lărgi niște străduțe. Deci au distrus în 16 ani spațiul verde a Sucevei. S-au gândit ei să planteze în curtea spitalului un platan. Deci cei care au defrișat Suceava parchează un platan în curtea spitalului. Și promisiunea noastră pentru suceveni este că pentru fiecare copac tăiat de către toxicul cuplu Lungu-Hașovski vom planta 10 între blocuri pentru oameni, nu un platan. O altă ipocrizie despre care aș vrea să vorbesc foarte pe scurt și vine în completarea celor spuse de Gabriel, dezvoltarea de la scara fiecărui bloc. În mintea lui Lungu și Hașovski, să tragi două dungi pe asfalt, fie ele și în spic, înseamnă dezvoltare. Înseamnă am dezvoltat parcările din Suceava. Și la fel, intrăm pe site-urile altor orașe să vedem ce se întâmplă în alte orașe. Cum arată un regulament al parcărilor într-un oraș civilizat? Și vedem aici. Cine poate primi loc de parcare? Cum se prelungesc abonamentele pentru parcările construite din fondurile municipalității? Cum se schimbă un loc de parcare? Cum se face transcrierea abonamentului pentru locul de parcare? Așa arată un regulament al parcărilor într-un oraș civilizat. Și așa arată regulamentul parcărilor în Suceava. Ăsta este regulamentul parcărilor în Suceava în comparație cu orașele civilizate din România. Și cu multă ipocrizie ni se vorbește despre dezvoltarea orașului de la fiecare scară de bloc. Un ultim exemplu de dezvoltare de la scara blocului. Cum se urcă strada Mărășești pe dreapta? Era această casă. Și în proiectul de dezvoltare a Sucevei de la fiecare scară de bloc, asta apare. Pe spațiul verde a municipiului Suceava sau în vecinătatea blocurilor. Asta se construiește pe strada Mărășești, această casă, în locul acestei case. Și pe autorizația de construit, pe ce este afișat acolo, scrie înălțare cu un etaj și renovare și înălțare cu un etaj. De fapt, ce vedem aici nu este P+1 plus mansardă, este P+2. Da, aceasta este Suceava. Și în completare la această dezvoltare urbanistică care rezultă și datorită faptului că de ani de zile Suceava nu are arhitect, peste drum de această dezvoltare urbanistică, și aici vreau să ajung, la ultima ședință de Consiliu Local, care avea 20 de puncte pe ordinea de zi ordinară, pe ordinea de zi suplimentară au mai apărut 9 puncte. Acestea sunt transmise cu 2 ore înainte, tot ce este ordine suplimentară sunt transmise cu 2 ore înainte de ședință. Deci nu mai ai timp să te documentezi. Deci într-o ședință în care avem 20 de puncte pe ordinea ordinară, apar 9 puncte pe ordinea suplimentară, plus încă 3 puncte anunțate în ședință. Deci avem 20 plus 12 pe suplimentară. Și ce vedem? Peste drum de această construcție, în locul unde este această casă, acesta este un proiect la care ne-am opus, consilierul local PSD s-a opus de câteva ore. Tot ceea ce vedeți, spațiu verde din fața acestei case, de pe domeniul public, nu va mai fi domeniul public, nu va mai fi spațiu verde. Și, surpriză, dacă vizionăm registrul spațiilor verzi, această zonă nu a fost niciodată pusă pe registrul spațiilor verzi. Deci aici putem vorbi despre premeditare
Dacă tu acum 2 ani nu ai trecut în registrul spațiilor verzi, o zonă verde, pentru că ulterior, când codul administrativ îți va permite să-ți promovezi mizeriile cu jumătate plus 1, dacă tu de acum 2 ani n-ai trecut-o în registrul spațiilor verzi, din punctul nostru de vedere se numește premeditare și sperăm că autoritățile care pot face ceva în Suceava să înceapă să-și facă treaba. Și ultima ipocrizie, dacă mi-o permiteți, ultima de astăzi. Trebuie să vorbim despre prințișorul moștenitor, care îndeamnă pe suceveni să facă sport, să alerge. Frumos, tulburător. Este un mesaj foarte bun. Doar că inclusiv îndemnul de a alerga și de a face mișcare a fost făcut pe stradă. Au trebuit să blocheze bulevardul principal pentru a avea unde să organizeze un mini-cross. În Suceava n-ai unde să faci mișcare, bătrânii și copiii n-au unde să plimbe, tinerii sau cei mai atletici n-au unde să alerge, dar noi îndemnăm pe oameni să facă mișcare și să facă sport. Unde-i sala polivalentă? Unde-i patinoarul acoperit? Unde-i stadionul? Unde sunt parcurile? Unde să alerge sucevenii care sunt îndemnați să alerge și să facă mișcare? Vă mulțumesc frumos și întrebări, vă rog. Spuneați că la bugetul participativ, de fapt, angajați din aparatul primăriei au depus proiecte. Aveți vreo dovadă în sensul acesta? E simplu. Intrați, vedeți cine a făcut propunerile. Nu, dar spuneți dumneavoastră dovezi. Eu am intrat și am dus dovezi. Am intrat și am văzut acolo oameni care au legături puternice cu aparatul administrativ. Legături puternice ce înseamnă? Dar nu sunt. Nu vreți să aveți curiozitatea să intrați, să vedeți cine a făcut acele propuneri? Nu dau nume. Simplu, intrat. Bun, dar și angajații primăriei, unii dintre ei sunt cetățeni ai municipiului Suceava. Da, numai că, vedeți dumneavoastră, sunt angajații primăriei, cetățeni ai municipiului Suceava, care în timpul programului, adică în perioada în care sunt plătiți din bani publici, postează pentru Hașovski și Lungu, nu pentru primărie, pentru Hașovski și Lungu, e o leacă diferit. Dar nu l-am numit eu prinț moștenitor, nu l-am numit eu prințul moștenitor. I-a fost lăsat în moștenirii primăria de către primarul Ion Lungu într-o ședință publică. Îi va lăsa. Și încă o chestiune, vorbeați despre rezolvarea problemei locurilor de parcare, lipsei locurilor de parcare din municipiul Suceava. Nu am văzut printre fotografiile pe care le-ați prezentat garajul colegului dumneavoastră, domnul Petrescu, care a obținut în urma unei licitații dubioase din punctul meu de vedere, am prezentat la vremea respectivă, dreptul de a construi un garaj într-o zonă unde sunt mari probleme cu locurile de parcare. Eu aici m-am referit strict la zonele unde se pot construi parcări supraetajate cu sute de locuri. Păi și acolo s-ar fi putut... Garaje, în Suceava sunt, dacă vreți, nu este numai acest exemplu, lângă garajul colegului nostru este un garaj care tot colegii dumneavoastră din media spuneau că este al lui Gheorghe Flutur. Deci dacă facem referire, haideți să facem la amândoi referire. Eu nu am dovezi pentru Gheorghe Flutur. Ai, nu mai găsesc. Bun. Acolo sunt un garaj sau două. Da. Haideți, vă rog frumos, haideți să continuăm. Nu suntem la freestyle. Haideți să continuăm această conferință de presă. Eu m-am referit strict la soluția parcărilor supraetajate. Dacă sunt garaje construite ilegal pe domeniul public sau pe spațiu verde, vinovat este cel care a permis construirea celor garaje, adică administrația orașului Suceava. Și faptul că Suceava nu are arhitect, repet, unul din cele mai mari dezastre care s-au putut întâmpla în Suceava sunt datorită faptului că Suceava nu are arhitect. Neavând arhitect, nu are viziune, nu are o direcție în care să meargă. Fiecare face după cum îi trece prin minte, ajung niște planșe la Hașovski și la Lungu, se uită, da, e frumos, hai să facem. Nu, avem nevoie de arhitect. De ce credeți că Suceava nu are arhitect? Tocmai de asta, ca să facă ce vor ei.
ca să facă ce vor ei, ca să construiască mizeria aia de bloc de peste drum de hotelul Balada, care nu se poate construi niciun oraș din România, de pe Alexandru cel Bun, ca să facă dezastru arhitectural de pe zona Alexandru cel Bun, Tătăraș, și așa mai departe. Blocul ca să facă ceea ce v-am arătat că se întâmplă pe strada Mărășești, ca să facă... Lângă Patinoar. Ca să facă, exact, mulțumesc Gabriel, ceea ce se întâmplă lângă Patinoar, de asta nu au nevoie de arhitect, de asta nu aprobă Pugul. Ca în continuare să hăcuiască domeniul public al Sucevii. Vom avea alegeri la organizația municipală de SD Suceava. Dezvoltați un pic întrebare, vă rog. Când o să organizați? Bun, bun. La așa întrebare eu vă spun, da, vor avea alegeri. Când? Nu știu. Vă interesează dacă vor avea loc săptămâna asta, într-o lună? Vă interesează dacă până la congresul PSD. Dacă fiind congres ordinar, ar trebui să fie o alegere. Încă, din, s-ar putea să nu am toate informațiile, dar încă nu se știe dacă congresul național este ordinar sau nu. Se va stabili dacă este congres ordinar sau nu și dacă vor avea loc alegeri în teritoriu. Dar... nouă organizații municipale, să știți că nu ne provoacă ideea de alegeri, nu ne provoacă niciun fior, ci dimpotrivă, ne bucură. Pentru că orice perioadă în care se produc alegeri într-o organizație, se emană energie. Apar oameni noi, apar tineri, apar energii noi, deci pe noi orice perioadă cu alegeri nu pot decât să ne bucure. La orice nivel. Municipal, județean și național. Vă pregătiți pentru candidatura la funcția de primar sau PSD-ul va face un sondaj de opinie și vor fi mai mulți candidat? Cam ce știți? Nu este deloc important dacă eu mă pregătesc sau nu, ce vreau eu să fac sau ce nu vreau eu să fac. Important este... și o spun cu toată responsabilitatea, important este ca Suceava să scape de acest cuplu Tutankhamon și prinț moștenitor. S-a ajuns mult prea departe. Și va trebui să facem absolut tot ceea ce depinde de noi, de fiecare dintre noi, pentru ca Tutankhamonii, care se pricep la orice, de la poduri, la colins, să dispară pentru totdeauna din peisajul administrației. Organizația municipală PSD va propune un candidat pentru funcția de primar în urma unui sondaj. Eu altă soluție mai corectă nu văd. Nu este important cine vrea să candideze sau cine vrem noi să candideze. Important este să candideze acea persoană care are șanse maxime. Și la fel, aici nu vorbim doar despre candidatura la funcția de primar, vorbim și despre o nouă echipă de consilieri locali. Ne dorim o echipă de consilieri locali care să reprezinte cât mai bine Suceava. Și nu vreau să-i critic pe alții, aș vrea să mă uit în ograda noastră. Am avut o foarte lungă perioadă de timp în care nu am avut niciun consilier local din Burdujeni. Nu-i normal, nu-i firesc. Trebuie să vedem de ce am ajuns la această situație. Raportul consilierilor locali oraș Burdujeni trebuie să fie echilibrat. Și sper ca lista de consilieri locali ai PSD să aibă un raport echilibrat între oraș și Burdujeni plus Ițcani. Domnule Cușnir, tot referitor la proiectul cu garajele, a spus că Ion Lungu și Lucian Harșovski a dat dovadă de ipocrizie pentru că nu și-au asumat dărâmarea garajelor existente. Am zis că au dat dovadă de ipocrizie când au vorbit despre dezvoltare, dar ei n-au avut curaj să facă dezvoltare. Își asumă PSD-ul un astfel de proiect, adică să dărâme garajele pentru... Este unul din proiectele pe care mă voi lupta până la capăt,
dacă voi fi în măsură să mă rup pentru acest proiect. Pentru că întotdeauna, și trebuie să luăm, repet, nu trebuie să încercăm să-i mulțumim pe toți. Niciodată nu trebuie să încercăm să-i mulțumim pe toți. Vom avea oameni nemulțumiți, dar vom avea de 100 de ori mai mulți oameni mulțumiți și vom reda Sucevei fluidizarea traficului și zona verde. Consilierii locali ai PSD din Consiliul Local Suceava vor iniția un proiect de hotărâre în acest sens? După cum ați văzut, și Gabriel vă poate povesti până mâine despre inițiativele ale noastre blocate, nu are rost să consumăm energie, pentru că știm că orice facem, ei ne le resping. Inclusiv pentru așa zisul proiect al parcărilor trâmbițat de către prințul moștenitor, eu am avut o întâlnire cu el chiar la începutul acelui proiect, acum 3 ani. Și am spus, acest proiect, dacă merge mai departe, pe fiecare cartier în parte, din care scoatem parcelele care sunt pe spațiu verde, îl votăm. N-au vrut să îl votăm. Au mers cu el înainte, în integralitate, fără să scoată parcelele dubioase de pe spațiu verde. Și când spun parcele dubioase de pe spațiu verde, mă refer exact la situații de genul ăsta, situații în care zone de spațiu verde nu apar în registrul spațiilor verzi. Și aici, când ați voie să completez, de fiecare dată când a fost acel proiect al parcărilor prezentat, 7 ori a fost refuzat, a trecut, am ridicat problema unor proiecte de parcări moderne, etajate. Adică o construcție practic normală din beton, cum se face peste tot, ori dacă nu, există alte tipuri. Se puteau face și din astea tip lift, care pe două locuri de parcare pot încăpea 12 mașini, sau sunt celelalte care sunt pe structură metalică și care sunt deja aplicate prin foarte multe orașe din România. Eu înțeleg soluțiile și știu că le-ați avut și le-ați prezentat. Pe mine mă interesează dacă PSD-ul își asumă proiectul de rămâne garaj. Eu nu pot să vă spun ce o să-și asume viitoarea echipa consilierilor locali. Pot să vă spun pentru ce mă voi lupta eu atâta timp cât voi fi într-o poziție de decizie. Și n-aș fi ieșit în fața dumneavoastră dacă nu aș fi știut că am sprijinul părții curajoase din PSD Suceava. Da, este și o parte plașă sau nu, plicoasă? Eu am zis părții curajoase. În orice... De asta înseamnă că este și o parte nu, plicoasă. Nu, dacă într-o clasă de elevi ai câțiva mai curajoși, nu înseamnă că ceilalți îți lași. Înseamnă că nu sunt așa de curajoși. Plicoși. Nu, nu deci, la fel de curajoși. Deci v-a asumat, domnul Cușnir, asta vreau să zic. Eu personal, da. Și sper că și următoarea echipă. Aripa curajoasă e mai mare, mai... Dar, doamna Șlencu, nu există altă soluție, nu există dezvoltare fără să demolezi ceea ce împiedică dezvoltarea. Nu poți să construiești autostrăzi fără să ai demolări și expropieri. Nu poți să construiești șosele de centură fără expropieri. Nu poți să rezolvi problema garajelor fără demolare. Practic, ele acum ocupă 3 locuri de parcare. Aceste garaje, pentru că ocupă cel din interior, acolo îi ții tot felul de lucruri, numai mașinile, cel din față, pentru că n-ai voie să blochezi garajul, trebuie să intri omul în garaj, și cel al treilea pe care stă mașina personală. Aceste 3 locuri de parcare ocupate din cauza unui singur garaj. Nu, dar asta trebuie făcut într-o zi lumină, în noi. Vine la trebuie, dacă știi că să fac bofe, cea mai avea urături. Speram să o închis. Da, vă rog. Vă rog. Vă rog. Vă uitați în curtea proprie și că vă dă un fior pozitiv, vă dau un fior pozitiv alegerile. Ar trebui alegeri la municipiu și la județ sau nu ar trebui alegeri din perspectiva noastră? Nu contează perspectiva mea, domnule Chira. Contează programul național. Dacă programul național spune avem congres ordinar, se fac alegeri la municipiu și la județ, se fac. Dacă programul național nu spune acest lucru, ne apucăm acum... Dacă niște conferințe municipală, județeană, nu de alegeri, dar măcar de tras concluzii. E felicitat între dumneavoastră acolo. Dumneavoastră, cu domnul Stan, cu domnul Rădulescu, cu doamna Cogust, să fie o chestie frumoasă, să faceți o petrecere, nu? Închideți anul. Dom'le, am închis bine, am pierdut tot ce s-a putut în materie electorală anul ăsta și hai să dăm de o petrecere. Da, depinde acum, domnul Chira, din ce parte privești. Da. Știi ce mai important decât intervențiile dumneavoastră, care sunt
savuroase. Mie mi se pare mai important ca PSD-ul să înțeleagă votul populației, domnule Chira. PSD-ul trebuie să înțeleagă ce a sancționat populația. Lipsa personalităților la vârf, lipsa obiectivelor reale, o ruptură dintre centru și organizațiile locale, o ruptură între ceea ce își dorește populația și măsurile care au fost luate. Asta trebuie să înțelegem în primul rând. Conferințe și alegeri putem să facem în fiecare săptămână. În momentul în care am înțeles de ce populația a sancționat PSD-ul, mergem mai departe. Și ați înțeles? Eu unul cred că da. Dar cu cât vom înțelege mai mulți, cu cât vom fi mai mulți aceia care conștientizăm greșelile, nu există altă soluție decât să conștientizezi greșeala și să înveți din greșeli. Altă soluție nu există. Soluții de-astea miraculoase, peste noapte, gata, l-am schimbat pe ăla cu ăla, pe oamenii interesează obiectivele. Pe oameni, pe simplu cetățean din Suceava, nu le interesează dacă îi Dragnea sau îi Stănescu. Pe cetățeanul din Suceava le interesează care sunt obiectivele, care este strategia, cum punem aceste obiective și strategia în practică. Politica e despre doctrină, despre principii, despre idei, despre valori. Nu despre a schimba pe unul cu altul. În România, domnule Chiran. Mulțumesc. Da. Puteți să vin și pe exemplu de aici. Nu mai aud.